-am găsit. Următorul împărat roman important din seria celor de origine tracogetodacică este Justinian cel Mare. El a condus Imperiul Roman de răsărit în secolul al VI-lea, adică la aproximativ un secol după căderea Romei sau a Imperiului Roman de apus. Aici, la Constantinopole, capitala creată de împăratul Constantin cel Mare, oraș pe care astăzi îl cunoaștem sub numele de Istanbul, dar care în urmă cu 1500 de ani era capitala Imperiului Roman de răsărit, Justinian a condus destinele Imperiului pentru 38 de ani. Povestea lui este deosebit de interesantă și cu ajutorul profesorului Mihai Popescu o vom afla în acest episod. Bine v-am găsit, domnule profesor! Bine. Aș începe prin a lămuri pentru cei care nu urmăresc și nu sunt foarte avizați, ce este cu Imperiul Roman de Răsărit și Imperiul Roman de Apus? Cum au apărut aceste două? Către sfârșitul secolului al IV-lea, Imperiul ajunsese foarte greu de administrat și împăratul Teodosie se gândește că ar fi mai ușor de administrat prin împărțirea Imperiului în două părți, în parte către... Unul cu Unu din capitala la Roma. Din, sunt cei doi fii ai săi, Honorius și Arcadius. Și unul cu capitala și, la Constantinop. Uh, urmează o perioadă de criză. Urmașii nu erau foarte capabili, nici din punct de vedere militar, nici din punct de vedere politic. Erau și foarte tineri. Și urmează perioade destul de tulburi în istoria, atât a Imperiului Roman de Apus, cât și de Răsărit. Imperiul Roman de a pus. În, ce an de... sau în ce perioadă s-a împărțit în Imperul Roman de apus și de răsărit? În jur de, 1000, de 393, 394. Dar au fost semne mai multe de încercare de împărțire a acestei. Evident, semnele au început cu Diocletian. Da, în orice caz, după părerea mea, a fost un gest sinucigaș, cel puțin în parte, pentru că, în momentul în care împarți un imperiu în două, pe motiv că ai tu cei doi fiși, pe unul îl pui într-un loc și un altul, crezi premizele unei rupturi, pentru că, în momentul în care puterea dintr-o parte și puterea din cealaltă vor intra în un anumit conflict, vor căuta mai degrabă să rupă legăturile decât să colaboreze. Da, cu lipsa de unitate, evident, a creat separarea și dezvoltarea diferită a celor două părți ale imperiului și din punct de vedere religios din această împărțire a apărut ulterior peste câteva sute de ani, peste 600 de ani, va apărea marea schismă în care biserica ortodoxă se va despărți de cea catolică. Deci vor apărea multe elemente de evoluții separate și diferite. Um să mai spunem că în secolul 5, odată cu căderea Imperiului Roman de Apus, însemnele puterii imperiale au fost trimise la Constantinopol, numită numit Noua, Noua Roma. Da, a apărut în istoriografia romană și cea uh, bizantină, a apărut denumirea de Noua Roma. Și putem spune că uh, de la sfârșitul secolului V... Imperiul roman continuă prin intermediul Imperiului roman de răsărit sau Imperiul bizantin, cum a mai fost numit. Da, în munte... fel, ștafeta puterii imperiale a fost preluată de Constantinopol în locul Romei. Da. Pe hărțile <coughs> vechi apare adeseori în zona Imperiului Bizantin numele Romania. Da, e așa o numeau grecii pe vorbitori, numeau grecii pe vorbitorii de, să zicem, dialecte romanice sau eu numeau așa și pe, pe vlahi, pe vorbitorii de limbă română din acea perioadă. Da, e un aspect interesant care mai trebuie cercetat. Um... Împăratul Justinian cel mare la care facem referire acum a fost un personaj foarte educat. A citit mult, da. a fost instruit, avea bine educație și a... teologică, politică, administrativă și educație militară. Deci, a ajunsese și general, dar totuși, aspectul militar al activității sale era puțin lăsat în umbră pentru că. Era un foarte bun organizator, un foarte bun gânditor. Și el și-a dezvoltat aceste calități în timpul uh, domniei unchiului său, Iustin I, care a și întemeiat o nouă dinastie. Uh, unchiul său a fost uh, mâna dreaptă a împăratului Leon I, care era inițiatorul unei dinastii uh, care era leonine sau tracice. Cum era supranumit acest împărat? Era uh, tracul cel mare, Magnus, Magnus Trax. Trax. Deci, iată spus, că da. nu doar uh, împăratul uh, Maximin Tracul despre care am vorbit într-unul din episoadele acestui serial avea acest supranume de Tracul ci au mai și, fost și după Leon I și s-a creat o întreagă da. dinastie mai mulți împărați au purtat supranumele de cutare da. Tracul este dinastia Leonină sau dinastia Tracă, așa este cunoscută în istoriografia oficială a imperiului Da. Să mai spunem că el a fost un promotor al meritocrației în armată și administrație spre deosebire de politicienii români. Da, Astăzi ca să facem dat... o comparație care doar de meritocrație să nu audă este hulită. Iată că în urmă cu 1500 de ani meritocrația era promovată în armată și administrație iar acest lucru spune multe în da, comparație cu deși mentalitatea el fusese român. promovat de unchiul său considera că promovarea trebuie să pornească, să aibă o bază, să, să nu promovezi oameni de nimic, oameni uh, corupți, oameni Nepotisme. incapabili, pentru că în felul ăsta degradarea întregii societăți uh, romane era în pericol. Adică era evidentă. Ce... Uh, din punct de vedere militar, ce a făcut Justinian cel Mare? El și-a dat seama că Imperul, nu, Imperul Roman de Răsărit nu poate gestiona două conflicte în același timp. Și a reușit cu generalii săi Belizarie și Narses să ă, stabilească un tratat de pace eternă cu perșii. Și tratatul acesta a fost respectat atât de către bizantin cât și de către perși, cel puțin până la moartea lui Justinian. Totuși deci, el a făcut niște cuceriri, a, a atașat da. niște teritorii pierdute la Imperiul Bizantin. Pentru că Imperiul Roman de a pus căzuse și pe, în spațiul lui se constituiseră mai multe regate gotice, el a pregătit chiar recucerirea acestor... Chiar getogotice, pentru că da. vorbim despre faptul da. de acea migrație getogotică de pe teritoriul României de astăzi, din secolul 5, care ajunge în Peninsula Italică, ajunge în Spania unde formează regate getogotice. Da, în de Spania, aceea... în Sicilia, <coughs> în Nordul Africii. De aceea se vorbește în istoria <coughs> spaniolă despre Decebal, Burebista, Zalmoxis, Deceneu și de aceea regii spanioli, chiar și nevul mediu, revendicau rădăcini getodacice uh, pentru că acea coaliție getogotă a dus cu ea în Peninsula Italică și în Peninsula Hispanică uh, tradițiile uh, și aspectele. Da, Mitologie... Monarhiei dacice. dacice. Da. 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 Uh, Justinian se gândește la o refacere a Imperiului roman într-o haină nouă creștină. Și uh, îi uh, trimite pe generalii săi Belizarie și Narses, care reușesc recucerirea uh, peninsulei italice, a Siciliei, a zonei de nord uh, a uh, Africii dar chiar și a unei părți din Spania, din fosta Spanie romană, din provincia Hispania, și pentru câteva decenii aceste cuceriri fac parte din nou din imperiul refăcut al lui Justinian. El titorește la Ravenna, în fosta capitală a regilor gotici, al lui Teodoric. Construiește o catedrală unde este o frescă superbă cu cei trei de la Răsărit care poartă costume getodacice. Unii spun că au influențe persane, dar să ne gândim la faptul Știu, că dar... vorbim despre secolul 6 și între secolul 6 și secolul 2 când îi avem pe Daci pe columnă, sigur că au fost o felul de influențe, mai ales în zona Imperiului Roman de Răsărit, unde erau influențe și persoane și așa mai departe. Probabil că îmbrăcămintea a celor trei magi cu căciul dacice a suferit și anumite influențe. De aceea e mai colorată într-un anumit fel, seamănă puțin cu, mă refer la pantaloni și coloristica, seamănă puțin cu îmbrăcămintea persană. Dar, ținând cont că Justinian, cel Mare avea rădăcini tracogetodacice, că uh, tracogetodacii erau prezenți uh, în interiorul Imperiului Roman de răsărit și aveau o importanță, dar altfel și generalul Berizarie uh, avea da, o și în acces, erau, uh, aveau origini, din aceeași, origine, din aceeași da. zonă. Deci, nu este o întâmplare că cei trei magi de la răsărit care sigur că reprezentau exact acea lume în antichitatea în care a venit Isus sau a fost a apărut acea poveste a celor trei magi, ei veneau de undeva din zona persană, așa erau. Da, din zona Mesopotamiei, da. erau caldeeni. Exact. În perioada lui Justinian, Mesopotamia era sub sub jurisdicție romană și atunci da lucrurile sunt explicabile. Deci iată că Justinian reușește să aducă sub controlul său inclusiv da, o mare parte din fostul Imperiu Roman de apus. Din păcate, pentru Imperiul Roman de răsărit, după moartea lui, aceste teritorii sunt pierdute, pierdute... din nou. Da. Un eveniment important din vremea lui Justinian este o răscoală cu foarte mulți morți. E o poveste da, a interesantă. A fost, a fost o ciumă cumplită care a decimat populația a, orașelor, îndeosebi, dar această răscoală a fost o izbucnirea nemulțumirii populare și toate au pornit din hipodrom. Hai să vorbim, ce, ce, ce era La hipodrom, hipodrom era un fel de, cum am zice, o clădire polivalentă, cum am numit eu astăzi, nu o sală polivalentă, ci o clădire deschisă, de unde erau întreceri cu carele, erau lupte de gladiatori, spectacole de teatru și de tragedie și de comedie, pentru că în vremea respectivă teatrul exista încă și chiar... Justinian era un iubitor al teatrului, așa a cunoscut-o pe viitoarea lui împărăteasă, pe Teodora, și ce, cele două galerii erau două galerii principale: o galerie a veneților care îi susțineau pe alergătorii cu carele, din carele de culoare albastră și prasinii care îi susțineau pe alergătorii în care verzi, culoare verde. Și s-au încăierat cele două galerii, împăratul a dat ordin trupelor imperiale să intervină pentru uh, potolirea uh, acelei încăierări uh, și au fost reținuți mai mulți suspecți și au fost uh, executați doi oameni, unul din galeria uh, albaștilor, unul din galeria un fel de, de probabil. Da. Nu știu că erau șefii de galerii, dar au fost considerați instigatorii acestei răscoale. Da. Au fost uh, nemulțumiți de decizia împăratului, care de obicei ținea cu albaștri, până a devenit împărat, dar în momentul în care a devenit împărat, el a spus: Eu nu mai fac parte din nicio galerie, îi pedepsesc în mod egal pe, pe vinovații. Și cele două galerii s-au unit. Au incendiat mai multe clădiri din oraș, biserici, palate, case personale, dar și spitale cu bolnavi în ele și pierderile materiale au fost imense, împăratul a fost sfătuit să părăsească capitala, dar Teodora îl îndeamnă să rămână, se întreprind niște negocieri cu răsculații, dar ei se baricadează în cadrul hipodromului. și... de Vreo 30 de mii, se pare, sau aproape 30 de mii. Și după 8 zile de asediu, ei sunt măcelăriți. A fost un preț 30 de cumplit. de morți. A fost un preț cumplit, dar și pierderile provocate de răscoală au fost extrem de mari. După răscoală, imperiul uh, și-a revenit cu greu, la fel cum se va întâmpla și după acea ciumă, în care tot elementul, elementele tracogetodace, care erau mai mult în zonele rurale, au reușit repopularea orașelor, pentru că a fost o mare problemă. Uh, de asemenea, după această mare răscoală, el titorește celebra catedrală creștină. Aghia Sofia sau Sfânta Sofia, pe din care Constantinopol. noul sultan al Turciei, Erdogan, care e o pată rușinoasă pe istoria modernă a Europei, a decis să o transforme din nou în, în moschee. Ea a fost sediul Patriarhiei de Constantinopol până la căderea Constantinopolului în 1453, apoi sultanul Mehmed al II-lea a transformat-o în moschee și a rămas moschee până prin anul 1930, când Kemal Atatürk o transformă în muzeu. Și până acum un an, ea a fost un an sau da, un da, an și acest ceva. Acest Erdogan este un dictator în mod evident. Acolo, ca jurnalist, dacă ai o opinie contrară sau îl critici, nici să fie arestat, nici să mai discute. Adică e un stat uh, care și-a pierdut democrația, după părerea da, mea. încearcă să devină un stat musulman. Din da, băcate, da, da. Cam despre asta e vorba. În fine, revenim la Justinian, să mai spunem că a scris, tratate, a scris tratate teologice, a convocat și a condus câteva sinoade bisericești. Da, în care a încercat unificarea. În anul 452, în timpul unui sinod, a apărut o schismă. Prima schismă, schisma coptă, în care biserica coptă s-a despărțit de restul bisericii. Și Justinian a încercat să îi, a început un dialog cu Biserica Coptă și a încercat să o readucă în cadrul Bisericii Creștine. Nu a reușit, din păcate, Biserica Coptă este și astăzi separată și are o istorie diferită de cea a creștinismului. O altă poveste foarte interesantă, pe care noi am mai vorbit despre ea și s-au publicat și articole, are legătură cu uh, mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe Muntele Sinai. Da. El a mers personal, se pare, în peninsula Sinai. A văzut acolo ctitoria Sfinte Elena, mama lui Constantin cel Mare, și a hotărât ca în jurul acelei ctitorii. Să construiască o cetate pentru a nu uh, putea fi uh, afectată de nemulțumirile uh, triburilor nomade din zonă. A dat un uh, edict, un decret de înaltă protecție și pentru construirea și protecția mănăstirii a adus din. Uh, zona Tracogetodacă, unii spun din peninsula Balcanică, alții chiar de la nord de Dunăre, o sută de familii de vlahi care au rămas creștini până târziu, la sfârșitul secolului al, al XVIII-lea, când ultimul reprezentant al acelor vlahi creștini am murit și este înmormântat în cimitirul mănăstirii. Însă, și astăzi, din câte știu eu, cei care sunt da, urmașii, urmașii lor urmașii încă mai lor, păstrează conștiința uh, faptului că ei au venit, strămoșii au venit din România. Da, sunt se, ei se numesc în limba arabă Jabali, adică munteni, au un dialect cu totul deosebit de uh, dialectele arabe din zonă. Există cercetători japonezi care au studiat uh, dialectul respectiv și se pare că s-au păstrat cuvinte de origine vlahă în uh, limbajul lor. Uh, Într-adevăr, în momentul în care te duci, eu am reușit să merg la mănăstirea Sfânta Ecaterina și ei te întreabă de, de unde ești și în momentul în care le spui că ești din România, îți spun că stră-stră strămoșii lor provin din acea țară. Deci există acolo sunt această, de această acest lucru. tradiție a da. moștenirii da. românești. Deci iată încă da. un element care arată, ca să spun așa, prezența strămoșilor noștri în toate aceste spații care au fost locuite cândva de traci, cel mai da. numeros popor al Europei uh, și evident că nu avea cum să dispară Tracogetodacei. Urmele lor au fost descoperite sau redescoperite de Teodor Burada cel care a descoperit cultura cu cuteni da. și de uh, alți cercetători până în ziua de astăzi, care da, tot descopere de, noi Să de le subliniem și meritul celor de la Formula AS, pentru că ei au adus foarte multe informații da. interesante despre aceste comunități izolate de vlahi din diverse locuri ale Europei. Mai avem câteva minute. Aș vrea să mai abordăm două subiecte. Unul neplăcut, ca să spun așa, pentru că în anul 529 Academia Platoniciană din Atena a fost închisă după existență de peste 900 de ani. Știu, Ce a dus la decizia aceasta? Era de fapt Academia Platon, Platonică sau Platoniciană, dar curentul principal era un curent neoplatonic care Intra în contradicție cu încerca creștinismul. să elimine creștinismul și să revină societatea romană să revină la vechile credințe greco-romane, la credințele în zei. Justinian, probabil din motive politice, a hotărât închiderea aceasta după 900 de ani de, de existență. Dar deja era un element care punea în pericol autoritatea creștină a împăratului. În același timp, dreptul roman, pe care noi îl cunoaștem astăzi și este prezent în instituțiile moderne ale lumii, are legătură cu perioada uh, împăratului Justinian da, Mare. El a scris și tratate de teologie, dar a fost foarte uh, interesat de reforma dreptului roman și uh, cărțile importante ale dreptului civil, uh, administrativ, religios și uh, dreptul penal, în mod deosebit. Au fost stabilite definitiv până la Napoleon I. Aceste tratate au circulat în forma lor stabilită în vremea lui Justinian. El a adus cei mai mari specialiști în drept în toate domeniile și i-a pus să lucreze încă de la începutul domniei sale, iar la încheierea domniei, deja dreptul ajunsese să fie acceptat. Și legile scrise erau puse în acord cu legile nescrise. Deci, într-un fel, dreptul roman a înglobat și elemente din lumea greacă, din lumea tracogetodacă, deci a adus foarte multe structuri punând bazele unui unui, unui sistem de drept bine închegat, armonios, în care ceea ce spunea constituția a statului să zicem sistemul mare legal să fie în armonie la toate nivelurile. Dacă mai aveți ceva important de spus despre Justinian cel Mare... Justinian a rămas și în Biserica Ortodoxă o personalitate importantă împreună cu împărăteasa Teodora. A actitorit peste 90 de biserici, catedrale și mănăstiri. Am amintit de Sfânta Sofia și de Sfânta Ecaterina dar Mănăstirea San Vitale sau Biserica San Vitale de la Ravena și multe altele au rămas unele până astăzi minune ale arhitecturii și a fost promotorul stilului arhitectonic bizantin, pe care, așa cum îl cunoaștem astăzi, care până la urmă a stat la baza și a stilurilor ulterioare, stilul gotic, stilul romanic și altor stiluri arhitectonice din Occidentul Europei. Vă mulțumesc. În episodul următor, o să vă prezentăm informații despre ceilalți împărați romani într-un singur episod, pentru că sunt încă mulți, practic, așa cum a spus, e vorba chiar de dinastii întregi de împărați romani de origine tracogetodacică, că despre asta este vorba. Așa că rămâneți aproape pentru încă un episod cu informații foarte interesante.